văzut din decembrie și mi-e foarte dor de el și nu sunt eu atât de bine. Pe cât era altceva dacă era acasă cu mine și cu mama, eram eu mai bine, era o diferență. O diferență foarte greu de acceptat și de dus. Copiii au nevoie de ambii părinți, iar atunci când unul lipsește, echilibrul este foarte greu de restabilit într-o familie. Cu atât mai greu este pentru familiile unde unul sau poate chiar ambii părinți sunt în detenție. Cine are grijă de acești copii care nu de puține ori sunt etichetați pe nedrept, care poartă, fără să vrea, vina altora? Pe lângă lipsa părintelui, trebuie să ducă și această povară a stigmatizării sociale. Copiii sunt răutăcioși, dacă îți știu povestea, că așa și nu poți să te expui. La aceste suflete nevinovate, care sunt sute în țara noastră, se gândesc și le întind o mână de ajutor prea puțin. Printre ei, un domn cu suflet mare, care a înființat o asociație în memoria tatălui său și care vine în sprijinul copiilor cu probleme financiare de mai bine de 20 de ani. Inginerul Iulian Svasta, căci despre el și Fundația Svasta este vorba, are din 2015 și un proiect prin care sprijină copiii ai căror părinți sunt în detenție. Ideea acestei fundații și în general acestor proiecte e născută mai de demult, dintr-o vreme în care am simțit absența tatălui meu de lângă mine și dedic memoriei lui. Noi acordăm astfel de burse de aproape 20 de ani la început în cadrul firmei de consultanță pe care am înființat-o împreună cu fiul meu după 90. Eu sunt inginer de meserie și după 90 am zis să valorific experiența mea și am înființat o firmă care merge bine și ne-am gândit să alocăm o parte din profit pentru altceva. Și acel altceva a fost? Acel altceva au fost aceste burse. A fost foarte simplu, fiindcă la vremea respectivă, ca și acum, firma este poziționată pe activități de training, activități de consultanță, deci de aici până la educație este un pas. Și atunci ne-am gândit să ajutăm studenți și elevi care au greutăți materiale, dar care pot să învețe. Nu întreba ce face țara pentru tine, întreabă-te ce faci tu pentru țară. După acest motto și-a ordonat viața, iar astăzi ajută în mod constant aproape 200 de elevi cu 300 de lei lunar. Dintre aceștia, peste 100 sunt parte a proiectului Singur spre școală, derulat cu Fundația Velux din Danemarca pentru copiii ai căror părinți sunt în penitenciar. Ei primesc o bursă lunară de 300 de lei pe lună, pe perioada lunilor de școlarizare. În vacanță ei sunt invitați să-și găsească un loc de muncă și să muncească. Această bursă este acordată pe baza unui contract de bursă, care este important în ce sens? El are copiii sau tinerii, au o singură obligație, să învețe. Dar noi menționăm în contractul de bursă această medie și el trebuie să realizeze media respectivă, să zicem 8. Avem și mai sus, avem și mai jos un pic. La fete suntem mai sus, la băieți ceva mai jos. Așa, ei trebuie să realizeze această medie. Și în fiecare semestru, ei trebuie să ne dăm ca o adeverință că și-au atins media. Au adus adeverința, primesc în continuare bursă. Printre cei care sunt sprijiniți de Fundația Svasta, este și, îi zicem noi, Adela, pentru că dorim să-i protejăm identitatea, o tânără care învață la unul dintre cele mai bune colegii din capitală. Tatăl ei este în penitenciar, iar mama are un venit mic. Ajutorul primit de la fundație este esențial pentru ca ea să poată finaliza studiile cu succes. Tatăl meu a fost închis în penitenciarul Jilava și
Prin Fundația Svasta am primit o bursă și m-a ajutat pe mine mai mult psihic faptul că cineva vrea să ne ajute să ne dezvoltăm într-un fel sau altul, dar și material, pentru că cu ajutorul banilor m-am înscris la cursul de engleză pe care îl fac și pot să scap cumva din stresul de la BAC pe care o să-l am peste vreo 2 ani de zile și e o diferență, chiar e o diferență, se vede o diferență. Mama are un salariu foarte mic. Poți să spui cât? Cred că 800 de lei sau așa, pentru că... Deci e foarte greu fără un părinte, fără tata. Da. Care era sprijinul. Da. Iar acest sprijin îl acoperă cumva fundația. Da, chiar da, pentru cursurile mele, pentru banii de buzunar, abonamentul de metrou. Eu nu stau în București, iar liceul meu este în București. Studiez la un liceu foarte bine cotat. Da, chiar da. Și asta presupune totuși niște costuri. Da, pentru că nu poți să te pui în fața celorlalți copii sunt răutăcioși, dacă îți știu povestea, că așa, și nu poți să te expui într-un fel acolo. Cei mai afectați sunt elevii de la sat, iar pentru a veni în sprijinul a cât mai multora dintre ei, Iulian a călătorit în toată țara cu trenul și bicicleta. A vizitat toate penitenciarele pentru a-și prezenta proiectul și a identifica noi cazuri. Ca să parafrazez pe un cunoscut poet, la țară sau la sat, la țară, nu s-a născut numai veșnicia, cum spune Lucian Blaga, s-a născut și sărăcia. Și aici avem multe de făcut. Ceea ce facem noi este, mă rog, să zicem, în început, dar aici mai trebuie să facem încă mult. Și sunt convins, am așa avut ocazia să constat lucrul ăsta și biserica s-a implicat masiv aici. Și îmi face plăcere. E un partener de nădejde biserica pentru dumneavoastră? Îmi face plăcere să menționez faptul că în multe cazuri avem un sprijin direct și foarte important de la preoții din diverse parohii, prin care mi este și greu să ajung sau să comunicăm. Și în felul ăsta putem ajunge în localitățile cele mai greu accesibile, unde găsim un preot. În toată munca și lupta sa, a descoperit că nu este singur și asta l-a încurajat în demersul său. Pentru că, ne spune Iulian, este interesul nostru, al societății, să-i ajutăm pe acești copii. Dacă părinților ne putem pronunța că sunt sau nu vinovați, nu este problema mea, problema justiției, dar copiii n-au nicio vină. Ei trebuie ajutați. Este interesul nu atât al copiilor, cât în interesul nostru, al societății. Fiindcă altfel, acești copii vor repeta soarta părinților. Sunt realități care nu au cum să te lase indiferent, cum este și un caz de la Vaslui, pe care fundația l-a descoperit recent. Altul este un caz pe care l-am identificat vizitând penitenciarul din Vaslui. Am fost săptămâna trecută acolo. Și imaginați o sală cu 30 sau 40 de bărbați, niște figuri așa nu foarte friendly, cum se spune, da? Și am rugat pe fiecare să pună pe un bilet datele, copilul, adresa, un număr de telefon, cum pot să dau eu de el. Și unul dintre ei, un bărbat așa la 30 și ceva de ani, stătea și nu scria nimic. Și zic, nu? Și zice, doamne, nu știu să scriu. Nu știu să scriu. Și atunci i-am scris eu, zic, spune-mi și mie. Deci ăsta este scrisul meu. Mi-a scris, mi-a dat numărul de telefon. Am sunat și am vorbit chiar astăzi cu mama și asta vreau să spun. Și mi-a povestit de băiatul lui, băiatul lor, era mama, are 18 ani, este la un liceu de undeva din Moldova și învață foarte bine. Îți dai seama? Deci copilul ăsta o să-l ajutăm. E inimaginabil. Deviza noastră
este alături de tine pe drumul spre școală. Drumul spre școală la acestor copii merge pe aici. Uite-te. Pe aici calcă acești copii, acolo este această așezare unde stau ei, astea sunt casele lor și ei pe aici vin și se duc zi de zi la școală. Nu e normal asta. Da. Noi putem și noi face ceva, dar trebuie o implicare. Întreaga echipă care lucrează la această fundație este implicată și sufletește. Dan, manager de profesie, ne spune că aici și-a găsit adevărata menire, aceea de a fi de folos celui de lângă tine și, prin urmare, întregii societăți. Convingerea mea este că fiecare dintre noi, indiferent cu ce ne ocupăm, cu ce ne umplem timpul, trebuie să oferim celorlalți și societății în ansamblu câte ceva, să dăm înapoi. Așa cum noi am primit, fie de la familie, fie de la societate, convingerea mea este că trebuie să oferim, la un moment al vieții, să dăm înapoi. Iar aici, la Zvasta, aveți posibilitatea aceasta aici, de a oferi mult. Aici avem din plin posibilitatea, dacă vedeți harta aceasta, este plină de buline zâmbitoare, niște fețe care zâmbesc, numai că în dosul acestor buline se află niște destine care nu tocmai zâmbesc sau nu zâmbesc în permanență. Dar ne dorim să ajung așa. Ne dorim, da, ne dorim. Asta este drumul pe care îl facem noi, asta este calea pe care am ales-o, de a fi alături de acești copii și să știți că și de familiile lor, de a fi alături, dar în special de a fi alături de acești copii în drumul lor spre școală, care de cele mai multe ori este și lung, este și greu. Asta este ceea ce facem noi, cu asta ne umplem... Construiți poduri. Construim poduri, da. Poduri între noi și între ei. Nu e o muncă tocmai ușoară, pentru că noi deja am putea spune că suntem obișnuiți cu toate aceste povești. Dar fiecare poveste, în parte, lasă așa un pic din suferința lor și în noi. Distanța dintre noi și om este mult, mult mai scurtă. Asta este, dacă vreți, o caracteristică a muncii de ONG-ist, ca să o numesc așa. Mulți dintre bursierii fundației sunt astăzi oameni realizați în diferite domenii. Unii s-au alăturat echipei și își doresc, la rândul lor, să dea o mână de ajutor pentru acești copii. Este și cazul Ioanei. Ioana ține contabilitatea fundației, însă nu de puține ori s-a întâmplat să întâlnească povești de viață care să o sensibilizeze. Cât de mult te-a ajutat pe tine fundația aceasta? Foarte mult, în sensul că banii primiți de la această fundație îmi achiziționam cărțile, manualele cu pregătire în liceu, în clasele 11-12 și cele din facultate și mai rămâneau și ceva bani de buzunar. Lucrând aici la fundație, evident că iau contact direct cu foarte mulți dintre acești bursieri. O parte din ei am vizitat și eu. Am fost în mod special în partea Moldovei și am mai fost în județul Argeș. Este un caz despre care vreau să vă vorbesc. Este vorba de Cristian. El este din județul Argeș, dintr-un sat din județul Argeș. Este bursier al fundației de aproape un an și jumătate. Locuiește cu mama și cu bunica paternă, iar tatălui se află în penitenciarul Târgu Jiu. El suferă de sindromul Down. A terminat clasa 11, chiar vreau să vă arăt aici. Am primit de la el situația școlară, am încheiat-o cu calificativul foarte bine și de asemenea am mai primit de la el și o scrisoare de mulțumire. Ce scrie acolo? O să o citesc. Fundația Zvasta, domnișoare Ioana, eu vă mulțumesc din suflet pentru ajutorul acordat. Mi-a fost de un real necesar pentru a termina anul școlar cu brio. Vă transmit multă sănătate și bunul Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce faceți. Ioana, Adela și lista poate continua. Copiii care doresc să reușească în viață, dar care au nevoie de susținere, de cineva care să le lumineze drumul, după cum emoționat își amintește Iulian de o relatare a scriitorului Augustin Buzura. El relatează acolo o scenă impresionantă, în care era copil și pleca dimineața de vreme
mi s-a părut impresionantă și era însoțit de mama lui. Și era întuneric, beznă, și mama lui mergea cu așa o făclie. Nu avea o lanternă, nu avea nimic în anii de după război. Și până ajungeau în vârful dealului. Și de acolo se vedea drum spre școală al copilului. Și mama stătea acolo cu torța sus și îi ilumina drumul. Mi s-a părut o scenă impresionantă, nu? Acest copil vegheat de lumina de sus și a mers pe școală. Aia spre, a fost calea, spre lumină. Spre binele nostru, când am avut această șansă să citim cărțile Marelui Romancier. Poate că printre acești copii vor fi alți viitori romancieri. Cine știe? Știe doar bunul Dumnezeu, însă noi avem datoria morală să venim în sprijinul celor care pot, vor, dar nu au cum și cu ce. Asta a înțeles Iulian, asta să înțelegem și noi, să dăm o mână de ajutor cui trebuie și atunci când trebuie.